Bună ziua, dragilor! Bine vă regăsesc la un nou minut de conștientizare. Numele meu este Alexandra Mihărtescu și deja ne aflăm la... Nu am ținut scorul episoadelor, dar cu siguranță au fost ceva episoade. Am discutat în principal pe numerologie, însă vă invit cu drag să propuneți teme de discuție uh, pentru a, sau întrebări pe care le aveți sau chestii de aprofundat pe care doriți să le descoperiți din experiența pe care am dobândit-o de-a lungul timpului uh, și de ce nu, poate și de la alții. Bun. M până atunci m-am uh, pregătit așa uh, pentru o nouă serie de um, episoade, Minutul de Conștientizare și vom discuta despre rolul social uh, din perspectivă numerologică, bineînțeles. Ei, ce să vedem, uh, dacă am discutat despre vibrația interioară în perspectivă relațională, bineînțeles. Acum vom vorbi despre ce se așteaptă de la noi în rolul social și, bineînțeles, și în relații. Vom păstra oarecum această direcție de relații pentru a ne fi mai ușor în comunicarea cu ceilalți. Așadar, începem cu cei născuți în 1 și în 10 adică în ianuarie și în octombrie, ei sunt liderii de grup, am putea să zicem așa. Energia sau rolul pe care noi cei născuți în 1 și în 10 îl avem este acel de lider. Dar chiar dacă indiferent de vibrația noastră interioară, de felul nostru de a fi, lumea se așteaptă ca noi să fim um, efectiv deschizători de drumuri. Da, să fim cei acolo la înaintare, dacă ne amintim bine, unul este și o energie masculină, prin urmare, dacă sunteți femei și sunteți născute în aceste luni, cumva sunteți văzute mai înțepate, așa, mai masculine, mai reci, mai, da, mai singuratice în același timp. Și de multe ori e pentru că unul nu duce la energia asta de independent, de individual, vă treziți în tot felul de situații în care, bineînțeles, aveți de rezolvat singuri, diverse acțiuni. Chiar dacă începeți în grup, vă treziți pe parcurs că, dacă sunteți cu vibrație exterioară 1, adică cea socială, vă treziți în situația de a munci de unul singur. De multe ori, chiar așa, și așteaptă lumea să fiți voi primii care fac ceva. Uh. Și, uite, un exemplu simplist, în momentul în care, nu știu, mergem, ieșim în oraș și necesită să întrebăm, dacă cineva să intre într-un restaurant să întrebe dacă există un loc liber la masă sau masă liberă. <coughs> dacă sunteți în acel grup și sunteți cu vibrația intuare 1 adică născuți în ianuarie și în octombrie, o să vă treziți așa că sunteți băgați la înaintare, dacă nu cumva deja o să luați voi acțiune să ce să vă duceți să fiți lideri și să fiți cel care deschide drumul de a întreba, de a intra acolo și de a te interesa de toate cele. De asemenea, este important să înțelegem că această vibrație socială, rol social, da, luna asta de naștere, dar vibrația ei e o învățăm din momentul în care ne naștem. Este un rol social, după cum am spus, prin urmare, nu este felul nostru de a fi. Este modul în care lumea ne aplaudă sau ne pui duiește ne dă jos de pe scenă, ca să zicem așa. Rolul nu este nici bun, nici rău. Pur și simplu, necesită să vi-l înțelegeți pentru a, a vedea diferențele dintre așa cum sunteți voi și ceea ce așteaptă ceilalți de la voi. De multe ori pot apărea conflicte din perspectiva faptului că, uite, dacă eu în interior sunt o cifră feminină, spre exemplu, ca vibrație interioară, și mai sunt și unul în social, atunci cumva chiar dacă eu am tendință să fiu un doi în interior, de exemplu, și tendința mea în interior este să depind, să vreau să urmez pe cineva, dar totuși în rolul social sunt pus deseori, de fiecare dată, de a fi în rol de lider și de a mă descurca și de a fi cea care să fiu la înaintare, nu cea care urmează, da? cei care aveți vibrație interioară 2 da, și exterioară 1, cu siguranță acest aspect se resimte din plin. Și nu numai acolo, dar a fost așa un mic exemplu. Așadar, luați-o ca atare sau vă puteți plânge. Ideea este că e un rol, vreți să-l îndepliniți bine, nu vreți să-l îndepliniți atunci la fel de bine, dar de acolo vor veni anumite consecințe, bineînțeles. În latura negativă, unul este văzut individualist, egoist, cel care se gândește doar la el, se pune pe el doar pe primul loc, um, și în același timp, um, cumva ignoră sau nu-i pasă de nimeni altcineva. Da? Deci, în anumite momente, oamenii or să vadă și acest aspect, mai ales atunci când nu vei dori să fii acel lider pe care lumea îl cere. Cam atât, așa pe scurt. Ne vedem la episodul următor. Până atunci, aștept cu drag întrebările voastre. Vă invit să ne urmăriți pe, să mă urmăriți pe canalele de YouTube, Instagram, chiar și TikTok și, bineînțeles, Facebook. Și chiar vă provoc despre ce anume ați dori să discutăm. Până atunci, spor la dar vă doresc.